Superliga vă este prezentată de Superbet. Partida de la Botoșani dintre ultima clasată și Universitatea Cluj, care este lider, se întâlnesc policlasamentului, dar atenție, meciul nu e chiar atât de simplu pentru Universitatea Cluj cum pare, fie și pentru faptul că lipsește din echipă Dan Nistor, care are o problemă de sănătate în plus. Botoșanul este neînvinsă de 4 etape. Centrare și este o primă ocazie lovitoare de cap al lui Masuero, cred. Al lui Ovidiu Popescu, care se duce alături. Vedem această acțiune cu Bodișteanu, care trimite de la distanță și deschide scorul. 1-0 pentru Botoșani. Ce gol! De unde vine mingea? Oricum mai dau e vina lui Gherponas. A luat gol pe colțul scurt de la distanță. Nu cred, chiar dacă știu, a fost excepțional, bară gol. Nu cred că Gherponas poate scăpa de vină. Portar care până acum păstrase de 7 ori poarta imaculată, 7 clean sheet în 13 etape. A doua așteptă lui Bodișteanu, omul crescut de Farul, primul gol îl dăduse împotriva Farului în acea victorie cu 1-0. Nimic nu anunța faza asta. Sper să nu fie ceva, dar nu cred. Da, Bodișteanu ia mingea de la vreo 40 de metri. Nu-l atacă nimeni decisiv, 22-23 de metri. Ce face? Că a văzut cum se aruncă după ce când trece mingea de la aproape. Uite și tu. N-a văzut-o. Hai să vedem, poate ne ajută vreo reluare din spate. Fost o deviere? Uite și tu, când el abia acum plongează. Nu pare să fie nicio deviere. Da, absolut surprinzătoare lipsa de reacție a titularului naționale Lituaniei. Bate Big pentru o deviere la prima bară. Tiam încearcă să pătrundă. Tiam peste poartă. Este corner. Mingea a fost deviată. Cea mai mare ocazie a Clujului până acum. E de analizat modul care și Tiam se debaraseze de cei doi adversari. Cine erau? Bodișteanu și Pavloviș, cred că erau acolo. Da, Bodișteanu și... N-am văzut și faza până la capăt. Atenție! Cristea, blocat în 6 metri, trimite peste. Să revedem acest dribling încântător, da? Ce face Tiam acolo? Era gol, mă, dacă nu venea devierea aia. Deci ale Diez și Bodișteanu. Da, ce frumoasă, ce ocazie, ești aproape de nimic. Blănuță deviază, ia fața apărătorului. Șansă pentru Tiam, care combină cu Berto. Trage Popescu în bară! Încă o ocazie imensă pentru Universitatea. Continuă atacul cu genilor. Simion pentru același Tiam. Tiam s-a dus acolo în dreapta și se simte foarte bine. Combinațiile cu Berto funcționează așa cum au funcționat în Giulești, acolo unde Universitatea a făcut un meci foarte bun. 8 sezoane la FCSB pentru Ovidiu Popescu. Și aici un șut unde n-ai ce să-i reproșezi. Dă perfect. Îi mai trebuia un pic de... Bine, perfect că intră în poartă. Îi trebuia un pic de șansă. Șutul este foarte bun. Acum Bodișteanu, autorul golului, tot spre exterior, de la distanță. Mingea e deviată și e din nou corner. Vezi, se vede că a evoluat la Paris Saint-Germain. Asta este o execuție pretențioasă, care i-a ieșit bine. Bine. Era gol. Universitatea la fazele fixe a lovit de fiecare dată această minge. Anestis intervine, o nouă ocazie importantă. Cine a fost? Big, nu? Big, da. Mitra în imagine. Mitra și Nistor. Doi dintre veterani. Kipciu împinge mingea și este gol! Da, frumos. Gol! Cristea restabilește egalitatea. Și totul a plecat de la corner. Da. Titular în toate meciurile acestui sezon, Cristian scrie exact înainte de pauză. A, cât de frumos a mers întreaga acțiune în ansamblul ei, chiar de la acel corner bătut de pe partea dreaptă de Universitatea. Foarte bun și Kipciu aici, foarte bun. Primul gol pe care îl încasează Anestis de când a venit la Botoșani.
cred că una peste alta este rezultatul echitabil al acestei reprize. Pentru Pavlović, ce frumos a scos pentru fundașul stânga, centrarea acestuia, Pănoiu e singur acolo, întâmpinat destul de târziu de Alex Kipciu, vine și centrarea Friday Adams și Germonas la siguranță. Astea spăcătoase mingile astea. Ăsta a fost un avantaj bine lăsat de Sabolcs Kovács la cel 1-2. A lăsat avantaj și Pavlović a reușit să centreze și să ajungă să ajungă la situația asta. Culmea să dea gol așa, adversarul. Foarte bună această pătrundere, Friday Adams, Adams, Adams. Vă spuneam, are condiție fizică, are vitalitate, are și un pic de tehnică. S-a lovit aici Vadim Rața, abia intrat, îi dă galben lui Adams. Și o să-i dea roșu. Îi dă roșu. Atenție, a doua eliminare lui Fred Adams, care a luat roșu și în etapa a treia, în partida cu farul. Se șterge galbenul și vine roșu. Nu se pare mult, mă, să știi. Și mie mi se pare mult. A, nu. De aici se din unghiul ăsta, da, din unghiul ăsta pune piciorul. Da, 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 da. Atenție la acest șut al lui Kipciu. Ce intervenție bună. N-a respins grozav Anestis, portarul grec care nu luase gol până în acest meci. Nu mi s-a părut că a apărat grozav astăzi. Nistor în fața porții, gol! Tot armeanul Miranian, da. 2-1. El a restabilit egalitatea la Clinceni cu Slobozia. M-aș uita un pic să văd, totuși, că nu sunt convins că nu e offside. Hai să vedem. E prima atingere, ar fi prima atingere. Da, pe aici, da, da, da. Ia. Mamă, e... pare corect. Pare corect. Ce înseamnă să ai un bun executant al fazelor fixe, așa cum este Nistor. Frumos curge acțiunea, vine centrarea pentru golul de... nu, bară, apără! Anestis Rață ratează golul de 3-1. Am spus în bară, Anestis.